Nu vreau să fiu rău, dar fantomele sunt cam răutăcioase. Mereu le-am văzut, când eram mic, toată lumea credea că vorbesc cu prieteni imaginari, dar nu era așa. Chiar vedeam fantome, deși nimeni nu mă credea. După câțiva ani, îmi tot auzeam părinții vorbind despre ceva psiholog, dar nu-i băgam în seamă. Vezi tu, fantomele nu știu că nu mai sunt în viață. Ele nu arată ca cele din filme. De fapt, arată la fel ca noi. Sunt foarte deștept pentru cei 13 ani ai mei și am observat câteva metode prin care diferențiez fantomele de oameni. Unele sunt distante de ei, altele încearcă să vorbească cu cei vii, unele îmi spuneau că-s diferit, deoarece le pot vedea. Ca acest tip de l-am văzut ieri la școală, sunt un băiat mare, nu am nevoie de părinți să mă conducă spre casă. Acesta stătea departe de restul părinților și se uita doar la mine, așa că mi-am dat seama că este o fantomă. Am mers spre el și i-am spus că știu ce este și că îl pot ajuta. După, nu mai amintesc nimic. Ce știu este că în această dimineață am coborât scările și mi-am văzut părinții plângând. Am încercat să le vorbesc, dar m-au ignorat. Cred că au murit noaptea trecută. Cumva, noile fantome nu vorbesc cu mine. La noi au venit reporteri și polițiști. Nici ei nu vorbesc cu mine, la fel ca părinții mei. Este ciudat. Nu am văzut atât de multe fantome. De ce nu vorbesc cu mine?